Deși inițial era vorba ca în municipiul nostru să susțină o conferință de presă și Elena Udrea, până la urmă Partidul Mișcarea Populară a fost reprezentat de la centru de Cristian Preda, numărul 1 pe listele noului partid la alegerile europarlamentare de pe 25 mai. Acesta a declarat că a dorit să înceapă campanie electorală la Giurgiu. Cristian Preda și-a prezentat programul și a subliniat faptul că își dorește o campanie fair play între cele 7 partide de dreapta. În afară de prezența în Parlamentul European, Cristian Preda speră ca viitorul comisar din partea României să fie un reprezentant al dreptei. Sunt pentru o competiție fair. S-ar putea ca această fărâmițare să dea rezultatul bun, adică să ducă la un scor superior celui al PSD. Eu cred că în acest moment avem o șansă. Cele 7 pot face un scor mai bun decât PSD. Și atunci, de pildă, concluzia pe care o vom trage B25 seara, dacă așa, sau pe 26 când vom avea rezultate, o concluzie va fi aceea că viitorul comisar din partea României trebuie dat de centru-dreapta, nu de PSD. Candidatul PMP la europarlamentare susține că fostele disensiuni cu Elena Udrea nu mai sunt de actualitate. Unul dintre motivele pentru care profesorul universitar s-a împăcat cu fostul ministru al turismului a fost acela că Elena Udrea a avut curajul să-și ceară scuze.